Sectorul cel mai bogat, locul unde sunt parcurile și ambasadele străine. Sectorul 1 este acoperit de munți de gunoi. Primăria, care are peste 300 de milioane de euro de cheltuit în fiecare an, are o problemă cu Romprest, firma care face curățenia în sector. Sau ar trebui să facă, ne spun imaginile. Azi au făcut șmotru voluntari chemați de primarul Clotilde Armand. Clotilde spune că Romprest pune presiune pe primărie și cere bani în plus. Contractul este din 2008 și primarul nou ales dă de înțeles că în relațiile cu foștii primari PSD, firma primea mai mulți bani decât făcea servicii. Există și un răspuns al Romprest, sfidător, îi spun eu. Ori mai fi una, două străzi cu sens unic pe care s-a trecut o singură dată, dar a greșit omenește. Explicațiile nu îi consolează deloc pe cei care locuiesc printre gunoi. De vreo 3 zile nu se ia gunoiul din zonă, nu știm ce se întâmplă. Ca firmă 900 de lei. 900 de lei. 900 de lei și ca persoană fizică undeva la 300 de lei. Nimic nu e normal în țara asta. Absolut nimic. Nu mi se pare normal. Nu. Bătaie de joc. Bătaie de joc. Poate să vină orice primar ar veni. Totul pleacă de sus. Bineînțeles că mă deranjează, dar să știți că suntem un cartier destul de greu de suportat din cauza murdăriei șamanelelor.